România dorește să organizeze Cupa Mondială de Fotbal din 2030 alături de Bulgaria, Grecia și Serbia. În trecut, Iugoslavia a găzduit turneul final al Campionatului European din 1976, în cadrul căruia au evoluat patru echipe. Anglia, Irlanda de Nord, Scoția și țara Galilor s-au arătat și ele interesate să participe la organizarea Cupei Mondiale de Fotbal. Campionatul mondial din 2030 va fi un dublu motiv de sărbătoare, deoarece atunci se vor sărbători 100 de ani de la prima cupă mondială, desfășurată în Uruguay. Ediția 2026 a competiției va fi organizată în comun de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, iar cea din 2022 va fi găzduită de Qatar. În România se vor disputa patru meciuri din cadrul campionatului european 2020 pe arena națională din capitală.